Bună Berbec și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, așadar știi cu o săptămână înainte ce se întâmplă. Clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici. De data asta am luat două oracole pentru că avem o lună plină în leu care e foarte importantă, mai ales pe dragoste. Și apoi îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru tine. Bun. Dragi bărbătiți, să știți că este o săptămână bună. În primul rând, săptămâna aceasta sunteți foarte mult concentrați pe drumuri, pe acte, pe comunicare, pe familie, casă, dar și pe viața privată, pe relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Deci, Toată zona aceasta este activă în această săptămână. însă important este că Venus schimbă zodia și intră în Capricorn și începând cu săptămâna aceasta, deci 22-28 ianuarie, de berbecii sunt foarte bine susținuți pe carieră, pe reputație, pe relația cu șefii, pe responsabilitățile voastre. Vedeți că acolo apar tot felul de de rezolvări care mai de care mai interesante. Venus acolo, cine știe, vă poate aduce și dragoste pe undeva pe la muncă sau puteți să cunoașteți o persoană importantă, o persoană care știe ce vrea. Însă aș spune eu că bărbecii care aveți probleme prin relația de cuplu și nu știți exact unde vă poziționați. Adică nu știi exact dacă e o relație oficială, nu este o relație oficială, uite că începând cu săptămâna asta lucrurile încep ușor- ușor să se mai rezolve. Doar că, vezi tu, sunt chestiuni în privința cărora tu vei lua atitudine, pentru că această săptămână vine și cu niște tensiuni din punct de vedere profesional, tensiuni legate de responsabilitățile tale, dar, așa cum am zis, Venus acolo vine și te ajută să le rezolvi. Este o săptămână puternică, avem și o lună plină în leu, lună plină care uh, pentru tine reprezintă un moment de închidere legat de o poveste de iubire. Unii bărbeci poate închideți o colaborare, alții poate Uh, reușiți să vă rezolvați niște probleme legate de un copil, legate de persoana iubită. Unii bărbeci cu siguranță vă trăi o săptămână în care o să aveți chef maxim de distracție, de iubire, de a trăi intens. Doar că, așa cum ziceam eu, um, este o lună plină destul de puternică, e și Pluto pe acolo implicat, deci cu atât mai mult unii bărbești posibil să vă schimbați planurile de viitor în relația cu persoana iubită, iar știu eu alții dintre voi să vă mai schimbați puțin anumite plăceri pe care le aveți. Dacă până acum vă plăcea vă o să faceți un anumit lucru, uite că acum se mai pot schimba lucrurile. Pe de altă parte, este o săptămână în care pot apărea și niște tensiuni legate de relația cu prietenii, legate de viitorul tău financiar. Pentru că îți spuneam eu că planurile tale de viitor ușor, ușor se schimbă acolo cu Pluto și cu siguranță tot Pluto prin vărsător îți va schimba foarte mult cercul de prieteni. Da? Ușor, ușor, are timp, 20 de ani cât stă, crede mă care timp. Mai mult decât atât, vezi tu, spre final de săptămână vocea ta va fi foarte puternică. Spre final de săptămână vei uh, lua tot felul de decizii, poate radicale, privind relațiile tale, și, repet, acolo unde lucrurile nu mai funcționează, există o foarte mare predispoziție spre a lua hotărâri importante în acest sens. Orice tip de relații, da, relații de iubire, de prietenie, relații cu rudele și așa mai departe. O perioadă, aș spune eu, în care, repet, acele provocări care sunt prezente, cu siguranță reușești să le depășești. Și uite că femeile, să știi că te pot ajuta mult în perioada asta. Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem și arhanghelii ce transmit, ce trebuie tu să știi pentru săptămâna aceasta, 22-28 ianuarie. Să vedem pentru berbec. Mesaje din partea arhanghelilor. Avem următorul mesaj din partea arhanghelului Metatron. Numerele importante: 4 1 5 41. Culorile importante: roz, mov, lila, deci toate nuanțele astea de roz. Auriu și văd aici o persoană matură, înțeleaptă, asumată, care te poate ajuta săptămâna aceasta. Arhanghelul Metatron, așa cum spuneam, este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu și de acum înainte vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos, dragi bărbeci, deci este o săptămână bună în care sunteți protejați. Și relația cu divinitatea, să știți că devine mult mai puternică și mai mult decât atât, Uh, e ca și cum statutul vostru este protejat sau situația în care sunteți voi uh, începe să se lumineze. Da? Începe să se lumineze. Vedeți voi că rezolvările astea care vin săptămâna asta sunt și cu niște sacrificii. Da? Și când spun sacrificii, mă refer. Îți sacrifici timpul, energia, banii, uh, nu știu, unii bărbeci poate aveți de luat decizii importante. Da? Hai să vedem tarotul ce spune pentru săptămâna asta am ales tarotul mitologic pentru că mie personal mi este foarte, foarte drag. Hai să vedem ce trebuie voi să știți, dragi perpeci. Ce trebuie să știți? Hai să vedem. Am ales tarotul mitologic, așa am simțit. A început citirea și avem împărăteasa, prima carte, Bun, o săptămână cu abundență, o săptămână liniștită pentru berbec, dar și o săptămână în care cred eu că iei niște, niște hotărâri. Da? Avem un șapte de monede, șapte de bâte nebunul. Este aici un moment în care poate ai de rezolva ceva important legat de o bancă, legat de o moștenire, o sumă de bani, dar văd aici și o propunere pe care cineva ți-o face sau tu poate face o propunere importantă unei persoane. Dar, așa cum spuneam, este o săptămână de abundență pentru berbec. Ia uite, avem împărăteasa, deci o legătură cu zodia taur, zodia balanță. Relațiile tale în săptămâna asta să știi că vor fi bazate pe abundență, pe bani, pe confort. Vei avea multe discuții în acest sens, pozitive sau mai puțin pozitive. Dar eu văd totuși că este o săptămână în care E ca și cum îți dai seama că e cazul să mai dai un pas în spate din responsabilitățile pe care le ai în legătură cu un copil în legătură cu persoana iubită. Um, unii bărbeci poate vă dați seama că e cazul să mergeți puțin și pe plăcerea voastră, că asta e important. Eremitul a doua arcană majoră. Aici poți avea o legătură cu zodia fecioară, dar este o perioadă în care tu te vei retrage, vei analiza lucrurile foarte profund. Unii berbeci veți trece în această săptămână prin niște schimbări simbolice pentru această lună ianuarie din anul 2024. Deci este ceva simbolic. Un moment bun, dragi bărbeci, în care sunteți foarte bine susținuți, să știți, susținerea poate să vină chiar prin ideea aceasta de a vă concentra pe lucruri concrete, materiale, cumva să vedeți o dovadă fizică, palpabilă, nu doar așa vorbe. 10 de monede în inima ta. Casa și familia sunt importante în perioada asta, dar văd că unii bărbeci cu siguranță vă întâlniți cu prietenii, aveți un eveniment mai mare, mergeți undeva, aveți ceva important de făcut. Vă doriți familie, vă doriți liniște. 9 de monede în mintea ta, deci niște bani pe care îi primești sau poate să fie o săptămână în care tu ai o mai mare încredere în tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești și nimeni și nimic nu te împiedică de la a ajunge acolo unde îți dorești. Șapte de cupe mai avem aici. Șapte de cupe care, uite, poate să însemne și tot felul de oportunități care apar. Sunt oportunități care uh, sunt în preajma ta. De asemenea, văd pe cineva care are de ales și nu prea știe ce să fac. Poți să intri în contact cu tot felul de oameni care nu prea au treabă cu realitatea, da? Bisează așa frumos cu ochii deschiși, și cu siguranță tu vei reuși să îi ajuți să îi cobor cu picioarele pe pământ. Patru de spade mai avem aici, un moment în care ai de luat niște hotărâri, ziceam eu. Din punct de vedere personal, cineva e pus într-un moment de pauză, de recuperare. Poate este o persoană care acum își revine în urma unei probleme de sănătate. Sau poate să însemne și un moment în care e liniște și pace din punct de vedere personal. Nu? Cineva se retrage, cineva stă, analizează o situație cum a ultima carte o legătură cu zodia săgetător este cineva aici care își dorește un compromis cu tine sau este o persoană care își calculează foarte bine vorbele, își calculează foarte bine situația în care se află. Este și cineva care experimentează așa tot felul de lucruri care mai de care mai interesante, dar spun eu că unii bărbeci cu siguranță reușiți săptămâna asta să vă rezolvați niște probleme financiare sau niște probleme care țin poate și de încrederea în voi. Dragi bărbeci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Dacă dorești, te invit cu drag pe noua aplicație gratuită în care poți să intri și fără cont Cristina Zurba. Acolo ai și uh, funcții suplimentare față de ceea ce este pe Tarot by AI și de asemenea te invit cu drag și la partea bonus, dacă ești curios, acolo, așa cum ți-am spus, discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, de data asta avem două oracole speciale de dragoste, apoi Uh, îți ofer și un sfat uh, sau îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui alt oracol, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.